Bine v-am regăsit la horoscopul zilei. Este o zi de joi, pe ultima sută de metri a zodiei Leului. Iată că ne apropiem de finalul zodiei solare, cele mai solare zodii din an, ca să intrăm în zodia Fecioarei. Întotdeauna Fecioara mie deja îmi inspiră toamnă, îmi inspiră final de vacanță, adică ne apucăm de muncă, pentru că Fecioara, se știe, este o zodie muncitoare, pe când Leu este o zodie a vacanțelor, a plăcerilor, a pasiunilor, a timpului liber. Deci se cam termină și partea frumoasă a acestei veri și ne apropiem de zodia Fecioarei. Apropo de zodia Fecioarei, găsiți în horoscopul săptămânii, pe care îl găsiți pe prima pagină a site-ului acvaria.com sau în playlist-ul dedicat horoscopului săptămânii, ceva legat de intrarea soarelui în Fecioară. Veți vedea acolo mai multe, deci vă invit să vedeți acest film în cazul în care nu l-ați urmărit deja. Acum vorbim doar de ziua de joi, care pentru toate zodiile aduce ceva nou. În primul rând, ieri a fost lună nouă în Leu, lucru bun, ne-a dat ultimul puseu de energie să ne apucăm de ceva ce ne-am dorit să facem. E timpul și acum, bineînțeles, suntem încă în coada lunii noi, ca la o cometă, așa suntem în prima zi de după luna nouă și încă e timp de schimbare, de noutate, de noi începuturi. În curând o să vedem luna în formă de seceră, de crai nou. Întotdeauna la o zi, două, trei după luna nouă se vede ușor, ușor și luna, că ia o anumită formă. Când e luna nouă, nu o căutați pentru că nu se vede, e neagră, e complet neagră, dar e pe cer, doar că nu o observăm noi. De ce nu o observăm? Pentru că este lângă soare. Și dacă ne uităm la soare, pe undeva pe acolo este și luna, dar nu o putem vedea, că asta înseamnă luna nouă. Sunt în conjuncție cele două planete, soarele și luna, sunt alături și deci dacă soarele răsare la ora 6, tot atunci este și luna prin preajmă și fiind lumină, nu o putem vedea. O să o vedem peste câteva zile ca la faza de crai nou, așa cum spuneam. Revenim la ziua de joi. Pentru berbec. Berbecii au o zi mai dificilă, pentru că ar trebui să vă adunați toate forțele să vă certați cu cineva, să vă susțineți un punct de vedere, să obțineți o victorie, dar această victorie se obține numai printr-o luptă de idei, o luptă de personalități acolo, care e mai tare, care e mai agresiv chiar, care e mai sonor. E, s-ar putea să nu vă prindă această zi într-un moment cu bateriile încărcate. Vă e cam lene să vă luptați. Știți că ar trebui, probabil trebuie să vă luptați până în pânzele albe pentru o victorie, pentru o reușită, pentru un premiu, pentru un câștig, pentru ceva, dar așa vă prinde într-un moment de dolce farniente încât aproape că lăsați conflictul să se desfășoare și nu vă băgați sau renunțați foarte ușor sau vă lăsați pe gubaș, lasă! Ia-ți tu victoria astăzi, că n-am chef să mă cert cu nimeni. Poate e bine că faceți acest lucru, că renunțați la conflict, renunțați la dispută, renunțați la punctul vostru de vedere. Poate altă dată, dacă vă prindea într-un moment mai acerb, mai combativ, probabil v-ați fi bătut orice ar fi însemnat această luptă. Dar acum renunțați foarte ușor. Dați așa senzația de comoditate, acceptați părerea celuilalt, poate nu sunteți de acord cu ea, dar o acceptați pentru că nu aveți chef, pur și simplu nu aveți chef să intrați în contradicții cu nimeni, să ridicați tonul, să aveți chiar voi ultimul cuvânt, poate aveți tot dreptul să o faceți, dar nu vă băgați. Sunteți așa, aveți o atitudine așa, parcă priviți de pe margine, poate alții în jurul vostru se ceartă, se luptă, se bat acolo pentru întâietate, dar nu și voi. Voi preferați această atitudine lejeră, de pe margine, privind poate fără nicio intervenție
cu vreo idee, cu vreo părere, cu vreo atitudine, stați și vă uitați la alții cum se ceartă sau, dacă nu e vorba de conflictul altora, vă retrageți la primele semne de tensiune în relația cu anumită persoană. Pentru Taur este o zi în care se prefigurează la orizont niște direcții noi. Probabil luna nouă de ieri v-a inspirat așa un nou început, o direcție spre care ați vrea să mergeți, dar aveți atitudinea aceea copilului care nu prea știe ce urmează. Vă place ideea, vă surâde ideea, vă atrage ceea ce urmează să întâlniți la final, la destinație, dar vă cam lăsați așa dus de val, de parcă vă jucați cu aceste prime etape ale noului drum. E o curiozitate de aceea de copil nevinovat, inocent, care tot ce vede îi se pare nemaipomenit, se bucură de tot ceea ce se întâmplă pe parcursul primilor pași. Habar n-aveți ce vă așteaptă mâine, peste o săptămână, peste o lună, dar ca la intrarea într-o nouă poveste, totul vă entuziasmează, totul vă bucură, totul vi se pare frumos, bun, plin de energie pozitivă. Poate nu e așa, dar aveți această atitudine veselă, optimistă, pozitivă, tonică, de copil care știe să se bucure de toate, de copil inocent, naiv, bun, blând, care pune pe tot ceea ce se întâmplă în jur sau vede în jur numai sclipici strălucitori care fac lucrurile să fie foarte frumoase acum la început. Poate după o vreme, după ce această acțiune începe să se deruleze și să vedeți mai clar încotro mergeți, să vă dați seama că nu era atât de sclipitoare și atât de veselă și atât de frumoasă ca la început. Dar precum un film din acela pentru copii, la început trebuie să vă prindă povestea și asta vedeți acum, niște mreje foarte strălucitoare și încântătoare care bucură inima voastră așa cum se bucură un copil când descoperă o lume minunată în care intră acum pentru prima dată. Și gemenii au pregătit o schimbare, probabil la luna nouă de zilele trecute și pregătiți ce urmează, de fapt. Schimbarea, să zicem, ați decis-o, poate deja ați făcut primul pas într-o anumită direcție, dar vă dați seama că pentru a ajunge la destinația respectivă aveți de muncit, aveți de tras, aveți de făcut ceva pe parcurs, de clădit ceva, de construit ceva. E ca și cum v-ați apucat de o activitate și e ca la coacerea pâinii. Voi ați pus prima dată făina cu apa, cu drojdia, ați făcut maiaua. Acum urmează să treceți la etapa următoare, să crească, să dospească aluatul, să-l frământați, să-l învârtiți, să-l pregătiți, să-l puneți la copt și într-o zi va ieși de acolo pâinea, adică rezultatul acestei acțiuni. Acum de-abia ați făcut acești primi pași. Dornic să vedeți roadele, bineînțeles că abia așteptați să gustați din pâinea aceasta pe care voi o pregătiți. Stă în puterea voastră, știți să faceți ceea ce v-ați propus, dar sunteți conștienți că mai e ceva de așteptat, de muncit, de pregătit până ajungeți acolo unde v-ați propus. Dar ceea ce faceți azi e un nou pas către ceea ce v-ați propus. Una din etapele pregătirii pâinii. Poate deja ați pus la dospit și acum urmează să treceți la etapa următoare. E o acțiune cu mai multe etape de desfășurare. Nu e ceva ce ați început azi și tot azi s-a terminat dintr-o singură mișcare. Nu, trece dintr-una într-alta, dintr-una într-alta, așa, pe câteva etape de acum încolo, până când o să-i vedeți clar forma aceea finală. Dar, cum ziceam, mai durează, se coace lent această pâine, se pregătește lent această pâine și până o să vă bucurați de ceea ce ați făcut voi, cu mâna voastră, cu mintea voastră, cu eforturile voastre, mai e un pic de așteptat și probabil și de tras până acolo. Pentru raci este o zi cu o intensitate aparte, mai ales din punct de vedere emoțional, poate chiar sentimental. Poate întâlniți pe cineva care vă face
inima să palpite, se poate produce acolo o scânteie, o reacție chimică ce vă face să poate să vă îndrăgostiți cum nu s-a mai întâmplat niciodată și poate să fie și reciproc această atracție fantastică. Că-i iubire, că-i doar un flirt oarecare, că-i o prietenie, că-i o discuție cu cineva, este vorba de o relație, de o întâlnire cu o altă persoană cu care aveți o interacțiune foarte flamboiantă, așa, foarte intensă. E, când zic intensă, poate fi și în sensul pozitiv, așa cum e iubirea, că se aprind flăcări acolo, dar poate să fie și un conflict la fel de intens. Doi oameni se întâlnesc, unul dintre ei sunteți voi, și iese cu ceva flăcări acolo, flăcări bune, flăcări rele. Rămâne de văzut ce fel de foc alimentați și întrețineți după aceea. Dar clar că e intensă întâlnirea aceasta. Simțiți lucruri pe care nu le-ați mai simțit. Vă declanșează această persoană trăiri, emoții, stări fără precedent. Totul e la intensitate maximă. Pasiunea e la intensitate maximă. Bucuria, entuziasmul, cheful, dorința, dar și invers. Ranchiuna, supărarea, orice emoție iese de acolo e cu năbădăie, e la cote maxime și cine știe ce iese de aici. Dacă sunt emoții pozitive, clar se poate naște o prietenie foarte frumoasă, o idilă frumoasă. Dacă sunt emoții negative, poate și cu un conflict, poate și cu o dispută, poate și cu o confruntare de personalități foarte puternice acolo, dar e momentul să puneți multă energie, să investiți multă pasiune în această întâlnire, că ceva se naște. Chiar dacă e o explozie, o bombă atomică acolo, ceva se naște. Chiar și dintr-o explozie, după aceea se poate naște ceva din care probabil aveți ceva de învățat, de descoperit la voi, de oferit cuiva, de reglat niște conturi care nu s-au închis acolo cum trebuie. Stați de vorbă cu această persoană să vedeți de ce a apărut acest om în viața voastră. Probabil a apărut cu un rol, dar urmează să descoperiți numai printr-o furtună așa de emoții dusă la maximum. Tot despre dragoste este vorba și la lei, ba chiar voi ați putea fi cei mai afectați, între ghilimele, de această zi. Urmarea lunii noi de ieri de la voi din zodie, acum se pot aprinde motoarele iubirii cum n-ați mai simțit de mult. Poate fi o iubire reciprocă, fără precedent, nemaipomenită, deci voi sunteți îndrăgostiții numărul 1 ai zodiacului azi, încât nici nu știu ce să vă mai spun pe tema asta. Pregătiți-vă, dacă, mă rog, iubirea este ceea ce așteptați, pregătiți-vă să o primiți cu brațele deschise, să trăiți momente nemaipomenite, să simțiți lucruri pe care nu le-ați mai simțit. E o atracție, un magnetism acolo nemaipomenit, pasiune, tot ce înseamnă iubire adevărată. Posibil, ce-i drept, să fie și iubiri din acele complicate, adică voi să mai aveți pe cineva acasă și se întâmplă să vă îndrăgostiți de o altă persoană, de o a treia persoană. Dar nu e obligatoriu doar așa, nu e neapărat să se formeze aici un triunghi amoros, ci poate să fie și o relație față în față, unul la unul, dar nemaipomenită. Poate fi pentru unii lei, acum nu înseamnă că toți leii se îndrăgostesc azi, poate fi o idilă cam povești, poate fi cam basme, trăiți lucruri pe care nu le trăiți oricând. Poate pentru unii e chiar întâlnirea aceea mult așteptată, sortită, visată, dorită, chemată, pe care aproape că nu credeați că o mai puteți cunoaște vreodată. Iată, e prin preajmă, rămâne de văzut dacă deschideți poarta să se instaleze această iubire în viața voastră, dar E o iubire care vă completează. Când vedeți acest om în fața voastră, simțiți că e probabil așa cum v-ați dorit întotdeauna, pe șablonul acela al așteptărilor. Toată lumea are o anumită
un anumit model de partener pe care îl caută. Poate fi ceva de genul ăsta pentru voi și să trăiți o pasiune nemaipomenită și, cum spuneam, reciprocă. Același lucru simte și celălalt, aceeași atracție simte și celălalt. Poate e chiar vorba de un alt leu, deci doi lei care se întâlnesc și iese cu flăcări nemaipomenite acolo. O pasiune extraordinară, declarații foarte frumoase, poate chiar decizii de natură sentimentală foarte importante, cum ar fi o viitoare căsătorie, logodnă, o cerere în căsătorie, o acceptul unei cereri în căsătorie, ceva care vă poate rescrie viața, povestea de acum încolo în plan sentimental. Poate fi un moment din acela pe care să-l treceți cu litere de aur în memorie și peste ani să aniversați această zi de 20 august, o țineți minte ca pe un moment de vârf în viața voastră sentimentală, că ați trăit ceva nemaipomenit și cine știe dacă nu acum s-a deschis o nouă etapă în viața voastră conjugală, sentimentală, romantică sau cum o numiți voi. Fecioara e pus în fața unui nou început și pentru voi luna nouă de ieri a venit cu niște idei noi, cu niște planuri noi, dar pe care cumva le țineți deocamdată foarte închise. Nu vreți să le dați drumul. Probabil vreți să le pregătiți foarte bine înainte de a le da de-a dreptul liber să se manifeste. Ca la început, sunteți un pic temători, vă e frică să spuneți ce vreți să faceți, vă e frică să treceți la fapte, efectiv, sunteți foarte rezervat, foarte prudent, foarte atent la ceea ce faceți, nu vă aventurați. Vă dați seama că ceea ce tocmai ați decis sau ați ales să faceți, datorită lunii noi de ieri, necesită mult curaj din partea voastră, multă inițiativă, implicare, dar deocamdată lipsește acea fantastică energie. Vă e un pic teamă. O să se schimbe lucrurile peste câteva zile după ce soarele va intra în zodia voastră și atunci veți fi voi în prim plan și nu o să mai aveți această rezervă. Acum stați în umbră, pregătiți terenul, vedeți cam cum se mișcă lucrurile și după aceea veți trece efectiv și la treabă. Acum da, acum e bine să pregătiți totul teoretic, doar în mintea voastră, tăcut, retras, modest, să nu faceți tam-tam pe marginea acestor planuri și peste câteva zile când vor fi întrunite condițiile unui nou început și vor tot fi de acum niște momente foarte importante pentru voi, fecioarele, atunci să și faceți ceva în direcția asta. De data asta e bine să tăceți, e bine să stați în banca voastră, dar nu pasiv, nu așteptând miracole, ci în timpul ăsta mintea să vă meargă în toate direcțiile, să vedeți ce aveți de făcut, să vă informați, să adunați resursele de care aveți nevoie și într-o zi să dați drumul la mașinărie și aceasta să vedeți că funcționează ca unsă. Balanțele sunt pline de energie și de chef, de lucruri noi, de schimbare, de acțiune, de noutate, de aventuri din anumit punct de vedere. Pentru că vă merg bine niște treburi în viața voastră. Anumite planuri vedeți că se dezvoltă, cresc, progresează, evoluează, înfloresc sub ochii voștri. Și normal că lucrul ăsta vă încântă, vă stimulează să dați și mai mult de atât. Asta este, la voi, ziua de azi este încă un stimulant la ceea ce deja mergea bine și când vedeți că mai primiți o vitamină în plus, când voi deja erați ok, erați în stare bună, mai bine merg lucrurile, mai repede evoluează, mai mult dați din voi. E o mărire de ritm, de implicare, de acțiune, orice ce faceți, acum faceți și mai mult. Pentru că un succes îl naște pe al doilea și care îl generează pe al treilea, dar din bine în mai bine, în și mai bine, în foarte bine, în creștere. E o creștere vizibilă sub ochii voștri, de aia spuneam că parcă toate înfloresc, toate
evoluează conform planurilor și foarte repede. Clar că stă doar în puterea voastră tot ceea ce faceți. Voi aveți instrumentele, voi aveți energia, voi aveți ideile, voi aveți tot ce e necesar pentru ca acest plan să crească. Și voi, practic, alimentați la bază combustibilul, e la voi. Și cât timp investiți combustibil în această acțiune și, bineînțeles, combustibil din ce în ce mai mult, clar că și roadele vor fi din ce în ce mai bune. Deci, cu cât e mai mare implicarea, cu atât mai bun și mai aproape și mai repede este realizabil acel succes. Scorpionii trebuie să fie un pic atenți la chestiuni de natură financiară care se întâmplă acum în viața voastră, pentru că s-ar putea să vi se facă niște oferte bune, profitabile, rentabile, care merită atenție. Poate chiar o sumă de bani vi se pune pe tavă și ar fi culmea să ziceți nu. Ei, totuși trebuie să vedeți ce aveți de făcut pentru această sumă de bani, că greu de crezut că e ceva venit din senin, un cadou, o moștenire sau un norocchior. Nu pare să fie un norocchior. E o invitație de a vă alătura unei afaceri, unui parteneriat, unei asocieri, unui efort și în urma acestui efort să primiți acest premiu în bani. Nu contează ce aveți de făcut. Va trebui sau, mă rog, veți fi foarte tentat să spuneți da. Deci nici nu o să stați pe gânduri când cineva o să vă întrebe vrei să câștigi banii ăștia? Imediat o să spuneți, sigur, ce am de făcut? Probabil nu vă gândiți nici ce se ascunde în spatele acestei povești, că nu pare să fie ceva negativ, nu cred că faceți ceva rău pentru a obține acei bani. Dar e vorba de rapiditate, de promptitudine. Oferta e acum valabilă, de aici până aici, s-ar putea peste o zi să nu mai fie valabilă și cu cât vă grăbiți mai repede să puneți mâna pe ea, cu atât rezultatul se va arăta mai curând. Nu amânați, nu stați să vă gândiți, nu mai cereți informații în plus, că totuși e vorba de niște rezultate. Dacă nu e vorba de bani, poate să fie vorba de un sentiment de clarificare, că se așează ceva în viața voastră, într-un anumit plan, se consolidează ceva, dar e nevoie de promptitudine reacții, de receptivitate, să fiți pe recepție, imediat, pe fază. Ați luat în mâini acea șansă, că e o șansă totuși, și o și puneți în aplicare. Nu o puneți în stand-by, pe planul 2, mă mai gândesc, o las pe săptămâna viitoare. Acum e momentul. Bateți fierul cât e cald, că ocazia vi se oferă acum și tot acum trebuie să scoateți, să valorificați la maximum ceea ce puteți din ea. Săgetătorii, tot despre iubire, au gânduri în această perioadă, dar la voi iubirea e la nivel de comparație. Ori voi comparați două persoane, două, trei, șapte, nouă, pe care le aveți în față și poate aveți dorința de a alege pe una din aceste persoane, probabil aveți doi pretendenți, să zicem așa, și va trebui totuși să vă decideți asupra unuia singur, sau, având deja o relație care merge, evoluează, tot aveți tendința să o comparați cu foste relații. Ea, cea de acum, e mai bună sau e mai rea decât fosta sau actualul soț nu se ridică la nivelul fostului iubit sau ceva de genul ăsta. Faceți tot felul de comparații, puneți față în față două iubiri, două relații, două căsnicii, două persoane sau poate mai multe, din care una întotdeauna are ceva în plus și voi normal către acel ceva în plus tindeți. Ori să duceți dorul, ce bine era la fosta iubire, că uite ce frumos se purta, uite ce flori mi-aducea, cine știe ce avantaj venea din partea acelei persoane, ceea ce actuala persoană nu oferă. Și de aici și sentimentul de oarecare nemulțumire, poate de gol interior, ați vrut altceva, e o ușoară decepție acolo, dar comparațiile pot fi și invers. Cunoașteți azi pe cineva net superior unei foste iubiri și normal că e alt
spirit acolo, alt aer, se schimbă ceva în atmosfera sentimentală a vieții voastre și normal că o să vă aruncați în povestea asta de iubire fără să stați pe gânduri, pentru că are ceva în plus. Tot ce ține de iubire astăzi are la bază această cântărire, măsurare, comparare, trecutul cu prezentul, fostul cu actualul, o veche relație cu o actuală sau potențială relație. Și, bineînțeles, din aceste comparații vor apărea la lumină niște puncte forte și niște puncte slabe. E nevoie să învățați din punctele slabe ale fostelor relații, dacă n-a mers bine ceva sau poate ați greșit voi ceva în fostele relații, să aveți grijă să nu le repetați, că și asta e posibil, să vă învârtiți în cerc și să alegeți același stil de om ca și data trecută și data trecută tot prost a mers. Deci să nu să căutați să creșteți, nu să vă învârtiți în cerc în același șablon sentimental. Sau, cum spuneam, să alegeți cei cu plus, cei pe plus față de ceea ce deja ați trăit înainte în plan sentimental. Capricornul este un fel de șef al unui colectiv, a unui grup de persoane pe care reușiți foarte bine să-i coordonați, să-i organizați, să le arătați ce au de făcut. Toate aceste persoane lucrează de minune sub jurisdicția voastră, sub controlul vostru, sub comandamentul vostru. Sunteți un fel de capitan de oști, așa, și știți să spuneți la toată lumea ce are de făcut și toți au un scop comun. Pe de o parte, de a vă asculta pe voi, de a vă respecta ordinele, de a face exact ceea ce le spuneți, dar și un scop comun, un succes colectiv. Același lucru îl dorește fiecare. Un plan la care toți își aduc contribuția pentru un premiu din care toți vor avea ceva de câștigat. Dar peste toți voi sunteți cei care dau de lucru la toți ceilalți, sunteți liantul acestui grup, toți sunt foarte diferiți și așa și așa și femei și bărbați și tineri și bătrâni, dar voi sunt, noroc de voi că sunteți placa turnantă așa care face legătura între toți, un fel de sediu central care primește din toate părțile informații și leagă totul în acel succes comun de care ziceam. Dacă voi n-ați fi în centru, nucleul acestei situații, lucrurile ar fi mai împrăștiate, ar fi mai haotice, dar voi sunteți capul limpede care reușește să-i unească pe toți în același sens, acel sens comun de care vorbeam, ca să ajungeți într-un final la o reușită de care să fiți cu toții mândri. Normal că mândria voastră va fi cu atât mai mare că ați reușit să-i coagulați pe toți așa. Voi sunteți soarele și toți ceilalți sunt planetele cu sateliții, cu tot sistemul solar al unei activități în care clar cineva trebuie să-i pună pe toți în mișcare, dar într-o mișcare foarte organizată, foarte bine gândită, nu la voia întâmplării. Vărsătorii au o inspirație nemaipomenită, vine din interiorul lor așa ca o voce, ca o îndrumare, ca o idee, ca ceva vine pe diverse căi, poate e un feeling pe care nici voi nu știți cum să vi-l explicați, poate e un vis pe care l-ați avut azi noapte, poate e un avertisment, așa o voce din interior care vă spune da, fă cu tare sau nu fă cu tare, nu contează sub ce formă vine această voce, dar e exact ce aveați nevoie pentru a vă liniști. E o garanție, e un sentiment că totul va fi bine. Nu neapărat, nu vine de la ceilalți, nu vin niște oameni și vă mângâie pe crește și spun lasă că lucrurile o să se rezolve. Nu de acolo vine, vin din diverse căi. Cum spuneam, printr-un vis, printr-un sentiment pe care îl aveți, ați citit ceva pe o carte, dar exact lucrul ăla vi se potrivește pe problema care vă preocupă. Auziți o melodie la radio și e un mesaj care parcă vă este adresat. Pe diverse căi subtile vin niște mesaje către voi și aceste mesaje de fapt au acest rol de a vă
calma, de a vă liniști, de a vă aduce din nou, de a vă ridica moralul, de a vă umple inima din nou de speranță, de entuziasm, de energie pozitivă, de bucurie, că poate erați un pic alunecat așa pe o zonă mai sumbră și vine acest aer așa proaspăt de undeva, de care bineînțeles că vă veți agăța imediat să vă recăpătați buna dispoziție și încrederea și optimismul. E sentimentul că totul e pe calea cea bună. Și normal că știind că într-o zi veți ajunge acolo unde v-ați propus, nu mai sunteți atât de obsedat, de chinuit, de niște probleme, de întrebări, de nesiguranță. Începe să vă lăsați așa un pic dus de val, că aveți garanția că acest val duce acolo unde trebuie. Pentru pești este o zi în care singurătatea, așa cum spune cuvântul, voi nu sunteți, nu vă speriați întotdeauna de singurătate, ba chiar de multe ori o preferați, de multe ori o căutați, chiar o generați voi, închideți tot și stați voi singuri. E, și astăzi cumva aveți de-a face cu singurătatea, ori vă simțiți izolat într-un mediu cu foarte multă lume, dar nu vă găsiți locul printre acești oameni, e greu să comunicați, e greu să vă deschideți sufletul, aveți impresia că nu vă puteți apropia de nimeni, că sunt toți străini, că sunt toți tăcuți, că sunt toți ostili, că nu vă plac unii dintre acești oameni. E deci o distanță, o răceală pe care o resimțiți într-un anumit mediu, dar poate e vorba și de un sentiment că orice ați face, nu vă puteți apropia de oameni. E cam gol în jur. Cum spuneam, e posibil să fie vorba și de alegerea voastră de a fi singur. Vă închideți așa într-o carapace, într-o colivie a voastră, că aveți nevoie de această liniște, aveți nevoie să vă faceți un pic de ordine în gânduri, în inimă, în viață, în haosul propriu interior și vreți liniște, vreți ca lumea să vă lase în pace, închideți telefonul, nu răspundeți la apeluri, nu răspundeți când sună cineva la ușă, e o izolare liber consimțită, vreți voi acest lucru să nu vă bată nimeni la cap. Pe de altă parte, unii s-ar putea să spună că voi cam fugiți de lume, de fapt, că sunteți cam timid, cam antisocial, cam sălbatic, știți cum se spune. Unii vă invită, hai cu noi, hai să ieșim, hai că vin la tine și voi să spuneți, nu, eu n-am chef, eu nu primesc pe nimeni, eu nu sunt aici, faceți abstracție de mine. Acum rămâne de văzut de ce aveți nevoie de această singurătate. Poate, da, e benefică singurătatea să faceți ordine, așa cum spuneam, în viața voastră, dar poate că nu aveți nevoie de această singurătate. Poate ar trebui să luptați cu această fugă de lume și să lăsați totuși pe cineva să se apropie. Dar e foarte greu pentru voi să aveți încredere în anumite persoane, să deschideți ușa. Nu oricui, cel puțin nu puteți face asta în fața oricui. Ar trebui ca persoana aia care să vină alături de voi să fie cel mai bun prieten, omul în care aveți maximă încredere. Ori dacă vă uitați azi în jurul vostru, nu prea există o astfel de persoană pe care ați prefera-o în preajma voastră. De aceea mai degrabă voi, cu voi înși vă, decât cu cineva, dar să nu aveți încredere să vă deschideți inima în fața sa. Cam asta este ziua de joi, cu bune, cu mai puțin bune pentru toate zodiile. Nu uitați de horoscopul săptămânii, este încă valabil și să ne vedem cu bine și mâine!